Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit la o nouă poveste de succes. Pentru povestea de astăzi, frumos ar fi fost să încep într-un stil mare. Un soi de, cum ar zice colegul nostru, DJ Vali, doamnelor și domnilor, în platoul poveștilor de succes la Litoral TV, se află o tânără al cărei nume de câțiva ani este pe buzele tuturor năvodărenilor și nu numai. Este o tânără care spune despre ea: sunt o elevă silitoare care are numai note bune în carnetul de note. Sunt o fire sociabilă, prietenoasă, curioasă, spontană, ambițioasă, visătoare. Visez să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere. Despre această tânără, eu vă spun că în doar 4 ani a obținut 5 mari, importante trofee, peste 70 de premii și haideți să aflăm povestea ei de succes chiar de la domnișoara Denisa Luncani. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu în platoul dumneavoastră și la emisiunea Povești de Succes. Mă simt onorată deoarece mă simt ca o mică mare artistă. Chiar ești, Denisa. Uite, dacă vrei, eu sunt Denisa și tu ești Denisa și eu sunt Sonia. Da, uite, preiau eu emoții, să știi că și eu am emoții, da? Și e bine să avem emoții pentru că asta demonstrează faptul că avem o sensibilitate aparte. Este o emisiune în direct. Știu că nu te așteptai să fie o emisiune în direct. Dar lucrul acesta face această emisiune să fie mult mai importantă decât oricare alta. De ce? Pentru că nu avem posibilitatea să ne corectăm, să tăiem, știi? Vom fi efectiv noi două așa cum suntem noi, naturale. Îți mulțumesc mult pentru aprecierea ta. Într-adevăr, Povești de Succes este o emisiune de prestigiu. Și pe acest scaun al excelenței nu stau decât personalității. Iar tu, grație darului pe care l-ai primit de la Dumnezeu, ajutorului părinților tăi, care te iubesc nespus de mult și care fac tot ce se poate din dragoste, și o fac atât de frumos încât dispare practic noțiunea de sacrificiu. Ajungem la a discuta despre dragoste la superlativ, da? Noi toți ceilalți, de la mic la mare și de la mare la mic, avem bucuria de a te vedea pe scenă și de a te avea astăzi alături de noi. De aceea, încă o dată, bun venit! Mulțumesc frumos pentru prezentare, chiar a fost foarte frumoasă și cred că și părinților le-a dat puțin lacrimile. Și pe această cale aș dori să le mulțumesc, deoarece au investit atâta în mine și m-au ridicat cât au putut de sus și și-au irosit din timpul lor pentru a mă ajuta pe mine și de aceea vreau să le spun că iubesc și le mulțumesc pentru tot ce fac. Frumos, emoționant moment. Mie mi se întâmplă rar să fiu emoționat așa într-o emisiune, de altfel poate singurele 10 de minute în care sunt doar eu cu mine însămi și cu inima din fața mea, cu sufletul din fața mea. Denisa, tu te-ai născut aici în Năvodari? Da. În urmă cu 12 anișori? Da. Într-o frumoasă zi de decembrie? Așa este. Te-aș întreba, care este prima amintire pe care o ai? Ce ți-amintești tu din cea mai fragedă vârstă? Păi, îmi amintesc când mi-a făcut mami prima dată vaccinul, de atunci am avut semne muzicale și doctorița mi-a zis că a, uite pe Sofia Vicoveanca, când am țipat așa. Și de atunci am ținut și eu minte și mi-a mai explicat și mami că nu știam foarte bine, dar de atunci am cochetat eu cu muzica și de la 2-3 ani deja începeau părinții să-mi cumpere CD-uri de cu muzică pentru copii și le fredonam prin casă
Și dansam. Un microfon al tău sau improvizai? Improvizam. Cu ce? Cu perialul mamei și... ce frumos! Cu... nu mai știu ce era, dar cel mai mult cu perialul mamei. Sau da. Cu un spray. Da, 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 cu spray-ul, da. Foarte frumos. Și te așezai în oglindă și cântai. Da. Cred că foarte mulți din cei care ne privesc se întorc în acest moment în anii copilăriei, pentru că știi că fiecare se naște cu darul lui. Tu te-ai născut cu acest dar. De, ce este important este că l-ai conștientizat și nu numai tu, ci și părinții tăi și l-ați cultivat, l-ai cultivat. Și la grădiniță ai fost aici? La grădiniță, la grădinița Veseliei, lângă școala 2. Și de atunci și doamna mea educatoare, Cotoroane Eugenia, și-a dat seama că sunt prietenă cu muzica și mi-a propus să cânt să învăț două piese de muzică populară, Drag mi-e plaiul dobrogean și Dobroge mândră grădină. Și la toate sărbările eu eram solista, evident. Oh, ce frumos! Evident, evident, și chiar așa și este, evident. Știi la ce mă gândesc în momentul ăsta? Mă gândesc că acum în spatele micului ecran, acasă, de fapt, în fața micilor ecrane, acasă, se află foarte mulți copii care te îndrăgesc. Am foarte multe mesaje să-ți transmit din partea lor. Eu am o foarte tânără speranță acasă care deja își dorește să devină Denisa Luncan. Este greu, este ușor la 12 ani să îți dai seama că ai devenit deja model pentru alți copii? Nu este nici greu, nu este nici ușor. Depinde acum alți oameni mă îndrăgesc, alții nu mă, adică sunt invidioși pe mine, dar pe mine nu mă interesează că sunt invidioși pe mine. Mă interesează că lumea mă apreciază și mă respectă la adevărata mea valoare și pe Facebook îmi trimit mesaje. Denisa, ești frumoasă, sunt un mare fan și chiar mă bucur de aceste persoane care îmi transmit aceste mesaje frumoase și chiar aș vrea să le mulțumesc. De unde ai moștenit tăria asta de caracter? Păi de la... caracterul ăsta l-am moștenit de la tati, pentru că și el e mai năzdrăvan așa și era și el năzdrăvan în copilărie și puțin și de la mami și de la mamaia și de la ea și de aici, de la Năvodar care se uita acum în fața, micului ecran și da, și sunt așa o fire nebunatică. Îmi place să mă joc foarte mult, sunt un copil normal, adică nu pot să zic că dacă sunt cântăreață trebuie să stau numai în casă sau nu mai am copilărie. Am copilărie ca toți ceilalți copii. Ies afară în weekend, chiar și în cursul săptămânii, am fi teme de făcut la școală, mi le fac repede, după aia îl rog pe tati, hai tati, mergem afară și el acceptă cu mare drag și... merg și la București la pregătire la profesorul de la Next Star și la dansuri la trupa lui Connector First Class. La dansuri merg cam de două ori la două luni. Cam așa. Da, pentru că nici foarte foarte des nu pot să merg deoarece am și școală și trebuie să mă împart. Și repeți acasă. Da, 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 repet acasă singură. Acasă. Da, am făcut 3 ani și jumătate la școala populară, jumătate de an am făcut singură și de când am apărut la Next Star de aproape un an, merg la pregătire la profesorul de la Next Star la București. Atâta avem de discutat că mă rog să se lărgească cumva această oră și jumătate, să le putem discuta pe toate. Este Povești de Succes este o emisiune care oferă modele. Și prezența ta astăzi aici sper să ajungă în adâncul inimilor celor de acasă.
Tu astăzi ești și purtătoarea unui mesaj din partea ta, a unui copil, așa cum spuneai, absolut normal, care se bucură de anii copilăriei, care învață, se joacă, râde, face năzdrăvănii, dar toate la timpul și la locul lor. În altă ordine de idei, este foarte serioasă, foarte ambițioasă, foarte muncitoare, disciplinată și foarte bine motivată. Asta pe de-o parte. În altă ordine de idei, tu mai transmiți un model, modelul familiei tale, care este o familie unită în jurul tău. Lucru pe care eu personal mi-aș dori să-l văd în jurul fiecărui copil din lume. Sper ca mesajul tău de astăzi, alături de povestea ta de succes, să nu se șteargă niciodată din memoria colectivă și să ne întâlnim împreună cu familia ta și cu alte familii care să crească, eu știu, ca număr an de an. Și să știm că, uite, s-a pornit realmente un fenomen Denisa Luncan, pentru că ești numită un fenomen, un tânăr fenomen al muzicii. Ne întoarcem la prima ta copilărie. Ok, prima amintire a fost cea cu vaccinul în care tu ai scos ceva din Da, acel adâncul sunet. sufletului tău, așa, care te-a asemuit Sofiei Vicoveanca. Dar o primă năzbâtie făcută? Sincer să fiu, nu mai mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte de cele recente. Bine, nu pot să le spun pe toate că sunt foarte multe, că fiecare copil face multe năzbâtii și anii copilăriei sunt ca să fii încă copil, să trăiești copilăria și să nu devii adult cum... Se mai întâmplă Da, câteodată. și chiar acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, am mers cu bicicleta și tati nu mai vedea și eu eram cu colegii mei și ne plimbam cu bicicletele și m-a sunat repede pe telefon și a întrebat: Denisa, unde ești? Că nu te mai găsesc. Și i-am zis: păi uite, sunt la tobogan aici cu copiii și mă jucam. Și a zis: a, gata, te-am văzut. Și mă rog, nu m-a certat deloc. Chiar, V-ați amuzat de da, moment. ne-am amuzat, da. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Tu ai niște pasiuni deosebite. Muzica este, de fapt, esența vieții tale. Înainte de orice, este muzica. În familia ta are cineva acest dar? L-a avut toată familia și mami și tati și mamaia mea de aici, de la Năvodari. Au cântat în tinerețe și chiar cum ar veni, mă rog, fratele lui mami este preot și cred că și de acolo moștenesc. Și mai ai ceva prin unchiul tău, o mare, mare binecuvântare. Așa este, deoarece sunt voluntar de aproape 5 ani la Crucea Roșie și îmi place să ajut oamenii nevoiași, oamenii cu dizabilități și mă simt în largul meu când merg acolo la spectacole și le cânt, deoarece simt că dăruiesc din suflet. Nu că nu m-aș simți bine și la celelalte spectacole, dar acolo mă simt ca și cum aș da un spectacol și altor oameni care poate n-au avut posibilitatea să mai asculte niciunul până acum și mă bucur că îi ajutăm. La câte astfel de acțiuni caritabile ai fost până acum, în 5 ani? Păi, cred că sunt 100 și ceva. Nu știu Admirabil. sigur, da, Admirabil. dar am fost la foarte multe și campanii, foarte multe spectacole și campanii și proiecte ale Crucii Roșii și chiar mă bucur că am putut să realizez atâtea apariții la spectacolele caritabile de la Crucea Roșie. Descoperim în felul acesta încă o trăsătură de familie, milostenia.
lucru care ar trebui să fie sporit în noi toți. Să nu ne aducem aminte doar de Paște și de Crăciun, că trebuie să fim mai buni. Pur și simplu să ne gândim în fiecare zi că sunt oameni mai puțin binecuvântați decât noi și că dacă o scurtă rugăciune spunem pentru ei sau dacă îi bucurăm cu astfel de momente, practic deschidem porțile cerului. Dar dansul de unde? De la cine l-ai moștenit? Dansul nu l-am moștenit de la nimeni, cred că tot un dar de la Dumnezeu. Îmi place foarte, foarte mult să și dansez, să și cânt, să fac și teatru, să mai nou să fac și basket la școală. Îmi place foarte mult, îl îndrăgesc și pe el ca sport. Și da, sunt foarte multe pasiuni, dar nu le pot enumera pe toate. Practic, tot ceea ce faci, înțeleg, faci cu multă pasiune. Așa este. Foarte frumos, foarte frumos și impresionant. În afară de aceste momente de la grădiniță în care tu ai cântat efectiv și erai inima sărbărilor, ce altceva ai putea să ne mai spui reprezentativ despre tine din această perioadă? Păi eram foarte ascultătoare la grădiniță, foarte deșteaptă, cum sunt și acum. Și cred că eram cea mai ascultătoare din grupa mea de acolo. Adică dacă ne zicea ceva doamna învățătoare, eu respectam atunci și ceilalți mai greu. Dar eu eram prima care era prezentă acolo dacă mă chema, dacă, cum sunt și acum de altfel, dacă mă cheamă la un spectacol, merg cu mare drag, dacă nu pot, altă dată, iarăși cu mare drag, deoarece na, am teza, am test și n-am cum să las școala. Școala este pe primul loc, apoi vine muzica, dansul și celelalte pasiuni ale mele. Să înțeleg că, practic, în ultimul an de grădiniță, tot în virtutea asta a dragostei tale de a te implica, ai participat și în cadrul parteneriatului internațional Interculturalitatea Româno-Japoneză la această activitate practică de ikebana. Așa este. A fost o experiență deosebită, bănuiesc. Da, și chiar am cumpărat și eu ikebana și chiar mi-a plăcut când am ajuns acasă, am zis să fie în cel mai frumos loc, deoarece era făcut la grădiniță în ultimul meu an și a trebuit să-mi iau o amintire de acolo care să păstreze via amintirea anilor mei de grădiniță. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne vom reîntoarce, pentru că sunt ferm convinsă că cei de acasă vor să știe pas cu pas cum ai început să urci, ce ai simțit în momentele în care concursul în sine presupunea tensiune, așteptare, eu știu, poate te-ai confruntat și cu lucruri cu care nu se confruntă copiii de obicei, da? Încercăm să aflăm ce a însemnat pentru tine această scară extraordinară, care iată că are un suiș frumos, frumos, dorit practic și de cei de acasă. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Povestea de succes a Denisei Luncan continuă. Dragi prieteni, ne-am reîntors alături de dumneavoastră. Suntem în direct alături de Denisa Luncan. Discutam cu tine, Denisa, înainte de pauză, despre aceste acțiuni frumoase pe care tu le faci. Și mi-a trecut așa prin minte că pur și simplu ești foarte bună. Ești cea mai bună. You're simply the best. Ce-ar fi să cânti puțin din melodia asta? Sau poate chiar pe toată, ai vrea? Da. Rugăm regia, poate are da. Ceva pregătit? Da. Hai să vedem. You're simply the best. My heart's on fire. You come to make.
come to me wild and wire. Oh, you come to me. A lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. Oh, I can be wrong. Take my heart and make it strong. Baby, you're simply get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I cannot be no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone. Mai bună, Doamne, mi-ai făcut pielea găină toată, ești incredibil de bună, Denisa. Doamne, mi-aduc aminte de momentele în care echipa de la Next Star efectiv s-au ridicat în picioare, acum simt și eu ce au simțit ei. Ești incredibil de bună, Doamne, să te apere Dumnezeu și mult succes în continuare, ești extraordinar. Mulțumesc mult. Ești extraordinar. De asta v-am adus pentru dumneavoastră și fica dumneavoastră două iconițe ca să vai vă protejeze. Mine, cât sunt de frumoase sunt. Și sunt aduse de la mănăstire de la Munții Făgărași. De la Sâmbăta de Sus. Da, 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 de la Sâmbăta Doamne, de Sus. Doamnelor, domnilor, ce pot să mai spun? Deci deja eu nu știu, mă simt pierdută. Îți mulțumesc mult, mult de tot, Denisa, sunt superbe. Aole, Dumnezeule, te vom pomeni și pe tine și întreaga ta familie la rugăciune. E minunat, este extraordinar. O emisiune superbă, absolut superbă. Îți mulțumesc mult, mult de tot. Da, ce mi-ai făcut, deci m-ai emoționat. Acum îl înțeleg pe Connector, acum îi înțeleg pe toți. Ești, transmiți ceva, ai un ceva
pur și simplu. E darul tău de la Dumnezeu. Cu darul ăsta, cred că ai început să cucerești lumea încă din momentul în care ai participat la spectacolul de 1 iunie, Magia Copilăriei, organizat de Primăria Năvodari. Și Casa de Cultură, Pontus Euxinus, da, unde ai cântat cele două melodii pe care tu le-ai învățat. Practic, acolo a fost debutul tău, ca să spun așa, pe prima scenă, nu? Da, da. Minunat. După aceea, pe 17 aprilie 2010, ai fost la un spectacol televizat de către un post care nu mai este, dar care a avut un moment de promovare extraordinară a multor talente, cu trupa Fantasio Star VIP de la Casa de Cultură din Năvodari. Așa este, acolo am luat primul meu premiu întâi. Premiul meu. Chiar practic, premiul întâi, da. Ei căutau o vedetă, pentru că așa se numea spectacolul, da. Și au găsit-o. Foarte frumos. Ce-a urmat după aceea? Știu că l-ai cunoscut pe maestru Dumitru Lupu, care te-a invitat la o filmare, da? Și ai fost la acea filmare? Da, am fost și am cântat și ne-am distrat și au fost foarte mulți copii acolo și au dansat în spatele meu, au aplaudat și ne-am simțit bine cu toții. După care ai fost invitată într-o emisiune foarte dragă nouă, realizată chiar de o colegă de-a noastră, soția practică unui coleg de-al nostru, Bărcuța cu povești. Așa o este. Salutăm și pe Alina, care este și ea o descoperitoare de talente. Și sperăm să revii și la mine în emisiune, și la ea în emisiune, și mai târziu. E, a urmat o întreagă perioadă plină de eforturi pentru tine. Ai făcut parte din trupa Agon, da? Trupa de teatru. Așa este. Și doamna Daniela Hanțiu, doamna decan a Facultății de Artă, ți-a fost profesor, o altă foarte bună prietenă de-a mea, pe care o salut și o îmbrățișez. Cum a fost colaborarea cu Daniela Hanțiu? Păi a fost superbă, chiar mi-a plăcut la teatru, dar deoarece începusem școala și aveam foarte multe teste și teze, n-am mai continuat, deoarece aveam foarte mult de învățat și cu mare drag în vara aceasta sau nu știu când voi mai avea eu timp liber, chiar aș vrea să îmi revăd colegii la teatru și chiar la o emisiune concurs. Am voie să spun? Evident, de ce Academia nu? Speranțelor, realizatoarea fiind prietena mea, Mădălina Dinescu, am ajuns până în finală. Din 2010 până în 2011. Să spun și de ce ai voie să spui, pentru că și noi, Litoral TV, am organizat niște emisiuni cu totul deosebite. Una dintre ele fiind chiar Gala Poveștilor de Succes. Iar colegii noștri de la alte televiziuni au lăudat ceea ce s-a făcut și cumva atunci să spunem că ne-am unit cumva forțele să oferim modele societății. De aceea nu este, cred că e o chestie de demnitate profesională să recunoști valoarea celui de lângă tine. Și pentru că am ajuns aici, înainte de a discuta puțin despre campaniile astea extraordinare la care tu participi, investește în școală, Zâmbet pentru Suflete, Banca de Alimente și care de altfel acum tu le continui inițiindu-le. Știu că ești inițiatoarea a două astfel de proiecte. Da, așa este, la campania Investește în Școală și Banca de Alimente. Chiar eu cu doamna Carmen Lungu și cu mami le-am inițiat, am venit așa cu o idee să facem o campanie ca să-i ajutăm tot așa pe cei sărmani. Și chiar aș vrea să revin la subiectul cu teatru, să completez că am avut și o scenetă de teatru, un musical din, cu Laura, cu Eliza Dolittle. Și am ajuns până în, din semifinală, am avut două momente, aceleași momente, în finală și în semifinală. Și acolo am luat premiul Helen Doron, în care am avut un curs gratuit cu, pe un an de zile cu profesoare de engleză și de acolo am învățat să vorbesc engleza. Și acum revenim la subiectul nostru.
cu campaniile, da, eu cu mami și cu doamna directoare le-am inițiat pentru a-i ajuta pe cei sărmani. Vorbește doamna Carmen Lungu de la Crucea Roșie. Da. Pe care o stimez în mod deosebit și care face o treabă nemaipomenită. E toată o inimă. Este toată o inimă. Felicitări și ție și lui mami și doamnei Carmen Lungu și tuturor copiilor care au răspuns pozitiv la chemarea ta. Ce simți tu în momentul în care intri în casele acestor sărmăni? Cum, nu știu, cum reușești să treci peste emoția și încărcătura din acele clipe? Păi, nu știu cum să vă explic, pentru că și mie mi-a fost foarte greu. De exemplu, am avut campania la Săcele, de la inimă la inimă, și am fost de vreo 5 ori la Săcele. Și toți ne așteptau de când am fost prima dată cu brațele deschise, deoarece știau că mai venim și le-am promis că o să mai venim să le aducem pachete. Și când am intrat în casa unei familii de acolo, avea un covor, nu un covor, un preș. Și săracii călcau efectiv pe pământ și se vedea la acel preș pământul cu denivelări și erau desculți, n-aveau haine, erau, deci nici nu pot să vă explic prin câte momente am trecut eu și cât de greu mi-a fost să trec peste ele, deoarece mi-a fost milă de ei și chiar ziceam, uite, noi avem parte de atâtea condiții și ei n-au parte măcar de o firmitură de pâine. Și lucrul ăsta te-a determinat să, eu știu, cumva să apreciezi și mai mult ceea ce ai tu, dar în același timp să-ți dorești să faci și mai mult pentru ei? Da, chiar am renunțat la o parte din jucării, mi-au mai rămas doar câteva dragi mie. Și chiar le-am dat acelor copii sărmani, deoarece am considerat că deja devenisem prea mare pentru acele jucării și le-am donat celor sărmani de la Săcele, dar și celor de la casele de copii și celor de la azil. Da. Te-ai despărțit tu, tot un copil, de jucăriile tale primite de la cei dragi ai tăi, asta înseamnă că, de fapt, tu nu ești legată de cele materiale. Asta e un dar de la Dumnezeu, Denisa. Tu îți dai seama de lucrul ăsta, nu? Da. Să știi că oamenii maturi ajungi, eu știu, la picioarele vreunui duhovnic, la vârsta de 40, 40, 50 de ani, se luptă să se dezlege de lucrurile materiale. Iată cum primim o lecție frumoasă de la un copil de 12 ani care ne învață că putem trăi și fără parte serioasă din confortul nostru, câtă vreme alții sunt foarte prigoniți de soartă, ca să zic așa, pentru a le dori un strop de bucurie. Foarte frumos! Cinste ție și familiei tale care îți dăruiește o astfel de educație și să dea Dumnezeu să vedem toți copiii, toți copiii lumii, având atitudinea ta. Dar mergem mai departe, pentru că tu excelezi exact cum spuneam mai devreme, you're simply the best. Ești și prezentatoare. Ai fost alături de persoane consacrate din mass media și ai prezentat într-un mod extraordinar de frumos și de antrenant spectacole, emisiuni. Cum ți se pare să fii pe scenă, în fața atâtor oameni, prezentându-i pe ceilalți? Cum este? Păi este la fel de frumos cum este și la a cânta și mă simt și mai bine prezentând, și mai bine cântând, și mai bine dansând. Mă simt bine și când prezint, deoarece am și eu parte de o asemenea misiune, să zic, pe care o fac și dacă lipsesc,
sau dacă s-au îmbolnăvit unii prezentatori, prezint eu în locul lor și mă simt ca o negru. Ca o adevărată vedetă. Foarte, foarte frumos. Cine știe, poate cândva înțeleg că între tine și colegii de la această televiziune s-a creat o prietenie foarte frumoasă și colaborarea cu Dan Negru și cu Connector cred că ți-a încântat sufletul după câte te văd așa. O să vorbim puțin și despre lucrul ăsta. Vreau să le mai spunem celor de acasă, pentru că vreau să păstrez a treia parte exclusiv pentru premiile și diplomele tale. Aici mai vorbim puțin despre activitățile tale care sunt extraordinar de frumoase. Ai fost la Românii Au Talent, ai participat acolo, a fost greu totuși, nu o să concurezi cu cei cu vârste mult mai mari, nu? Da, dar am observat că, bine, am fost 2 ani la rând și am observat că România Au Talent caută altceva, nu voci mari ca vocea mea și caută să râdă lumea. Vor lucruri cu totul și cu totul altceva, nu vor, da. Vor lucruri amuzante, vor altceva. De ce? Pentru că există alte emisiuni care practic se adresează celor înzestrați cu darul pe care tu l-ai, da. Și l-ai din plin. Și așa ai ajuns practic la Next Star. Da. Câți ani aveai? Anul trecut? 11 ani. 11 ani, da. La Next Star. Da. Ok, bun, hai să vedem. Încearcă să ne povestești așa foarte pe scurt, în momentul în care te-ai văzut în fața ușilor, pentru prima dată, acolo, știind că trebuie să pui mâna pe clanță și să intri. Cum a fost? Wow, a fost o experiență minunată și chiar mi-a plăcut și m-am bucurat că i-am cunoscut pe Laura, Connector, Maria Cârneci, Vasile Muraru, Pepe, Dan Negru și am făcut poze cu ei. Cu Connector m-am mai întâlnit în anul 2011 când a venit la Zilele Comunei Scobinți la Iași, la un concert și am cântat cum ar veni deschiderea lui și toată lumea striga pe scenă când eu cântam Connector, Connector și am reușit să fac și poză cu el și și-a adus și el aminte de acel moment și chiar a zis: "A, dar tu îmi pari de cunoscută de undeva, de nu cumva, nu cumva ai fost atunci la, când am fost eu la în concert la Scobinți?" Și am zis: "Da, eu am fost. A, parcă mi-am amintesc că am făcut poză cu tine." Și am zis: foarte "Da, frumos." Așa este. Păi da, pentru că stelele se întâlnesc. Stelele se întâlnesc și e frumos că a rămas o relație foarte frumoasă între voi și mergi și faci aceste lecții de dans cu Connector. Foarte frumos. E, ai mai fost... deci ai fost atunci la Next Star, ai trecut de preselecție și ai ajuns... Bine, preselecția a avut loc în vară. Așa. Și pe la sfârșitul verii, prin august, m-au sunat cei de la Next Star și am răspuns la telefon și a zis Denisa Lucan, da, ai trecut în... prima etapă la Next Star și am țipat așa foarte tare și m-am bucurat deoarece era visul meu de când am văzut primul sezon și chiar, nu știu, a fost o întâmplare dumnezeiască și cred că și ei și-au dat seama de valoarea mea și chiar mi-a plăcut să cânt acolo. Mă simțeam extraordinar de bine. A plăcut tuturor pentru că ai fost în finala de popularitate, ai participat în ediția specială de Crăciun, în deschiderea celui de-al treilea sezon și ai și cântat într-o ediție specială duete de poveste alături de trupa Voltaj. Da, așa este. Cum a fost întâlnirea cu trupa Voltaj? Foarte scurt, într-un minut și mai luăm o scurtă pauză de publicitate. Păi, prima întâlnire a fost cu Călin, eram la studio și... făceam vocalize și dintr-o dată văd că se aud pași din spate și vine în spatele meu și zice: bravo, dar tu de unde știi să faci așa vocalize frumoase? Și chiar m-a apreciat și de atunci păstrez legătura cu el și chiar, cum a zis în acel interviu,
înainte de a cânta cu el. A zis că dacă va avea ocazia să mai cânte la Nevodari, ar vrea să cânte cu mine. Ceea ce reprezintă enorm, reprezintă enorm. Sunt foarte mulți artiști care se consideră artiști, să spunem așa, consacrați, cu vârste de peste 20 de ani, care și-ar fi dorit măcar o dată să fie în apropierea lor și nu au avut această bucurie și această onoare, pentru că și valoarea vorbește de Denisa, nu? Da, și chiar de mică eram fan Voltaj, când am fost cu mami și cu tati la un concert, avem vreo 3-4 ani, și au venit la Nevodari, au cântat piesa 20 de ani și am țopăit, am dansat în brațele lui mami și pe jos, dansam de bucurie și cântam alături de ei, așa mormăiam puțin câte puțin din piesa lor. Uite unde duce binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo unde există milostenie, dragoste, unitate, armonie, foarte, foarte importante repere pe care tu și familia ta le aduci astăzi în platoul poveștilor de succes. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru a discuta. Oh, sper să avem timp și peste 70 de premii, 5 trofee și multe alte diplome, doamnelor, domnilor, imediat după pauza de publicitate ne reîntoarcem și vă mai oferim încă o surpriză. Rămâneți cu noi! Dragii mei, Denisa Luncan, numele ce se află pe buzele tuturor copiilor și trebuie să recunoaștem a foarte multor adulți. Copilul minune considerat, o mare speranță de către câțiva dintre cei mai mari artiști din România. Copilul care, la doar 12 anișori, teoretic o carieră de 4 ani, da? Deși tu ai început să cânți pe scenă de mai micuță, da? De la grădiniță, dar efectiv, cu seriozitate și tinzând spre statutul de profesionist, practic de doar 4 ani. Și în doar 4 ani, acest copil, care ne dă niște lecții extraordinare de ceea ce înseamnă armonie, dragoste de familie, recunoștință, milostenie, credință în Dumnezeu, lepădarea de bunuri în virtutea darurilor sufletești, darurilor spirituale, darului muzicii pe care l-a primit. Iată, astăzi este pe scaunul excelenței la Litoral TV. Te ascult. Înainte de a începe enumerarea premiilor, aș vrea să vă dăruiesc un autograf din partea mea pentru dumneavoastră. Fai de mine, și pentru fetița foarte dumneavoastră mult. Miriam, care am înțeles că este o mare, mare fană. Da, este o mare fană și este nepoțica mea, dacă poți să crezi. Dragii mei, nu știu cum să le arăt, la ce cameră să le arăt, să fie văzute. Uite, o să le arăt la camera mea de acolo. Vă doresc fiecăruia acasă câte un autograf cu Denisa Luncan. Eu vă garantez că peste ani de zile vom auzi foarte multe, din ce în ce mai multe. Îți mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc tare mult! E un dar de mare suflet, iar Miriam cred că va fi extraordinar de încântată. Mulțumesc mult! Iar m-a emoționat, deci facem schimb de pase. Ok, Denisa? Bine, astăzi este ziua ta, te las! Bun, haide să începem cumva pe repede înainte, pentru că, dragii mei, dacă ar fi doar să vă citesc, numai ca idee, 3, 4, 5, 6, 6 pagini și jumătate de premii, de diplome, de spectacole pentru un copil de doar 12 ani. Este enorm când stăm și ne gândim că suntem atât de mulți în țara asta care poate nu reușim nici măcar până la 60 de ani să facem un singur lucru ieșit din comun. E un lucru, e ceva, da? Ok, trofeul Steluțele Mării în 2011. Cum l-ai luat? Cu ce melodie? Ce s-a întâmplat pe scenă? Ce emoții ai avut? L-am luat cu melodia compozitorului Cristian Alivej, pe care îl salut. Și mulțumesc pentru că mi-a dorit această piesă. Piesa Primul Rai a fost chiar primul meu trofeu, adică din a doua
din a doua mea apariție, cântând de aproximativ 2 luni, luasem primul meu trofeu și primul meu premiu întâi. Fabulos! Deci, practic, tu cântai doar de 2 luni. Da. Profesionist. Da, profesionist. Da, clar. Apoi, bine, aici nu o să pot să îl denumesc pentru că este un mare mall din Constanța, nu avem voie să facem reclamă, dar cei de acasă sigur știu despre ce este vorba. Trofeul 2012. Acolo cred că a fost... Trofeul la karaoke. Da, acolo da. A fost, cred că, în limbaj școlar, crimă și pedeapsă, nu? A fost greu. A fost greu, dar am câștigat cu piesa Simply the Best și mi-a creat așa multe emoții prezentatorul, pentru că mi-a zis, Denisa, ne pare rău. Și eu m-am întristat dintr-o dată și a zis, dar tu ești câștigătoarea concursului de karaoke. Auleu. În momentul deci, ăla... nu îmi puteam închipui că eu... eram, cred că cea mai mică, da, cea mai mică din concurs. Una că erai cea mai mică, dar erau atât de multe personalități invitate acolo. Da, și erau și oameni mari, adulți. Păi, asta e ideea. Și erau foarte multe personalități, foarte multe alte persoane. Eu cunosc persoane care, la vârstă matură, sunt copleșite de emoție dacă se află în prezența mai multor personalități. Ok, mergem mai departe. Music for Kids 2012, trofeul la categoria 18 ani. Portativul cu steluțe, iarăși, marele trofeu în 2012. Peste acum l-ai câștigat? L-am câștigat cu piesa regretată de Whitney Houston, I Will Always Love You. Cred că a fost a doua sau a treia oară când am interpretat-o într-un festival, concurs, spectacol. Și mi-a plăcut, de când am auzit piesa la radio, chiar am zis... vreau să cânt această piesă la festivalul Portativul cu steluțe și toată lumea luase premii, numai eu nu luasem și chiar am zis, măi, să vezi că eu nu mai am niciun premiu. Și mergeam așa supărat încolo, către părinți și dintr-o dată zice, marele trofeu este câștigat de Denisa Lucan din Năvodari. Scurt. Da. Și ai înțepenit. Da. Deci nu mi-am putut închipui. Blocată. Da, și am fugit repede la scenă și a zis, Denisa, mai ești? Și am zis, da, aici sunt. Și m-am dus repede la scenă și mi-a înmânat trofeul și am cântat încă o dată piesa cu care am luat marele trofeu. Ești senzațională. Ne dăruiești atâtea emoții nouă celor care lucrăm cu camera de la vederi zi de zi, că pur și simplu am un nod în gât, îmi vine să mă ridic și să te iau în brațe și să te sărut. Ești minunată, pur și simplu ești minunată. Ne împărtășești tuturor din încrederea pe care o ai în tine, din forța, dinamismul caracterului tău și felul în care povestești și, nu știu, ai ceva cu totul special. Mergem mai departe. Logic, 2010, premiul întâi se caută o vedetă, premiul întâi Farmecul Muzicii. În 2011, premiul întâi Remember, 2011, tot 2011 Festivalul Tinereții, premiul întâi, evident, Remember 2012, premiul întâi, evident, premiul întâi Mlădiță Dobrogene, 2012, Music for Kids, în 2013, premiul întâi, Ceata lui Pițigoi, Galați, premiul întâi, dar mai oprește-te, Denisa, sau le vrei pe toate? Chiar le vrei pe toate? Vrei toate premiile? Da. Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu. Foarte multe melodii. Uite, eu o să te rog încă de acum pentru să te gândești tu la o melodie, să vedem dacă tu te gândești la aceeași melodie la care ne gândim noi pentru final. Știu că mai avem până la final, dar pentru că ai atât de multe melodii din repertoriul internațional, eu aș vrea, pentru că și învățămintele pe care le tragem astăzi de la tine sunt cumva... fac parte din esența poporului român. Bunătatea, armonia, unitatea, dragostea față de ceilalți, nu știu, te văd cumva cu ochii minții, cu ochii sufletului, ținându-te de mâini cu toți copiii și cu toți, eu știu, oamenii care au nevoie de bucurie în suflet.
Te văd așa cumva, nu știu, să te gândești la o melodie, îi rog și pe colegii mei să vedem dacă alegerea noastră e la fel cu alegerea ta, să vedem. Să Eu vedem cred dacă că da. Avem, dacă suntem geme la minte. La minte, da, da. Dacă se comunică așa da. Pe alte frecvențe cu binecuvântări. Da, da. Ok, a urmat o sumedenie de alte premii. Dragii mei, mi-ar lua toată emisiunea să vi le număr. Zeci de premii de excelență, de diplome de excelență, de participări. Nu, e mult, prea mult pentru un copil, ar spune unii. În schimb, Denisa ne spune că trăiește cât se poate de normal, ca un copil normal. Apariții TV și radio. Păi, draga mea, tu deja ai mai multe decât foarte multe personalități. Ești extrem de îndrăgită. Știu că ai fost și la colega noastră, Liliana Bărăscu, pe care țin să o salut din toată inima și să-i mulțumesc că mi-a oferit numărul de telefon al mamei tale și în sfârșit ne-am întâlnit. Te vânesc de ceva timp. Știu de activitatea ta foarte intensă la București. Eu aș vrea, pentru că tot vorbim despre modele și pentru că tot sunt atât de mulți copii care sunt acasă și care cumva poate sunt și descurajați. Ai vrea să le împărtășești ceva din experiența ta? Eu știu, poate și din momentele mai tensionate prin care ai trecut sau poate ai avut vreo nemulțumire. Nu trebuie să dai nume neapărat. Vreau despre starea ta sufletească și despre modul în care ai reușit să treci de acel moment. Păi, părinții mei n-au zis nu niciodată. De câte ori le-am zis că vă rog frumos, vreau ceva sau îmi doresc ceva, ei mi-au făcut o surpriză și mi-au cumpărat tot ce le-am cerut. Și când le-am zis că îmi doresc să fiu o cântăreață și să merg la muzică, ei au zis, da, uite, mâine mergem la, îți găsim o școală în Constanța și te duci la prima ta oră de cantă. Și așa a fost. Și așa am întâlnit-o pe profesoara mea. Am făcut 3 ani și jumătate la școala populară. Apoi, cum am mai zis, am fost autodidact jumătate de an până ce l-am cunoscut pe profesorul de la Nextar. Iar acum, de aproape un an, merg la pregătire la București, la corectare. Dragii mei, realizați ce limbaj are acest copil de 12 ani. Este incredibil. Deci sunt cucerită total. Spune-mi, din concursuri, ți s-a întâmplat vreodată să te simți nedreptățită? Nu. Deoarece știu că sunt... bine, premiile nu se iau pe cât de talentat ești sau se iau pe aranjamente. De exemplu, vine cineva, zice, ai, dă și mie premiu că îți dau nu știu cât. Și dă, că i-a dat. Pe tine te-a afectat lucrul ăsta în vreun fel? Nu. Am fost mulțumită de fiecare dată, chiar dacă am luat mențiune, dacă am luat premiu special, chiar dacă am luat trofeu, chiar dacă am luat orice premiu, mereu m-am simțit bucuroasă, pentru că atunci mi-am dat seama că evoluez în cariera mea muzicală. Acasă sunt foarte mulți copii. Știi că noi nu ne vedem doar în Constanța. Tulcea, Slobozia, ne vedem de departe, știi? Și mai suntem foarte urmăriți și pe YouTube, pe internet, da? Te vor vedea foarte mulți copii. Și acum, în direct, și mai târziu. Ai un mesaj să le transmiți, pentru că sunt foarte mulți copii care nu vor nici măcar să încerce, gândindu-se că vor fi defavorizați, că nu li se va recunoaște meritul așa cum ar trebui și n-au încrederea pe care o ai tu în tine. Ce le-i spune? Păi, le-aș spune să fie așa îngrezător ca mine, să... nu știu, să-i convingă pe părinți dacă chiar sunt talentați așa cum sunt și am fost și eu, să-i roage, să-i ducă la școli de muzică, la licee, la
De exemplu, liceul Regina Maria, cum este de muzică și adică se îmbină și între școală și muzică. Și da, să se implore părinților, dacă și ei își dau seama că au voce copiilor, să-i ducă până nu este prea târziu. Și dacă totuși vor merge și vor fi, eu știu, defavorizați într-un concurs? Eu le zic să nu fie defavorizați niciodată, deoarece viața merge înainte, așa cum am luat și eu o grămadă de premii, 3, 2 mențiuni, eu niciodată n-am fost defavorizată. Mereu am zis pot mai mult și cu acești ani în care am mers la concursuri și festivaluri, de aici am reușit să urc eu treaptă cu treaptă și încă mai urc pentru a ajunge până în vârf. Denisa, te sărut cu inima, te îmbrățișez cu tot sufletul meu. Dragii mei, anii în care am fost eu, dumneavoastră realizați câtă încredere, cât optimism ne dă acest copil. Denisa, tu îți dai seama cât ești de binecuvântată? Îmi dau seama, da, așa este. Îmi dau seama foarte mult. Doamne, să fie această binecuvântare veșnic cu tine și cu familia ta. Ești realmente un model pentru noi toți. Ești realmente un model pentru noi toți. Realmente un model pentru noi toți. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Spune-mi, dintre toate premiile, dintre toate diplomele, care ți s-a părut cel mai greu de obținut? Păi, nu vă să zic un premiu, deoarece toate au fost greu de obținut. Deoarece trebuia să dau tot ce am avut bun din mine și a fost greu, deoarece erau și alți copii foarte buni, poate mai buni decât mine, poate mai slabi, dar totuși am reușit să câștig această performanță a mea de a mă dezvolta și a urca până în vârful piramidei, cum s-ar zice. Și totuși, unul dintre ele trebuie să fi fost cel mai greu. Un concurs unde concurența să fi fost foarte strânsă. Eu nu știu, zi tu ceva. Un concurs mai greu. Cele mai grele concursuri au fost cele în care am luat trofeele. Deoarece concurența era foarte strânsă, aș da unul dintre ele la Pitești, la portativul cu steluțe. Au fost copii foarte buni și chiar nu m-am așteptat să iau marele trofeu. Chiar eram și cu verișorul meu de acolo și a stat până la final cu mine. Am fost și mi-am petrecut și, timpul și cu el și a fost o experiență extraordinară. Așa cum este experiența noastră cunoscându-te astăzi atât de aproape. Să știi că cunosc persoane mature care astăzi se uită la tine și care trec printr-o perioadă mai dificilă a vieților și care cred eu că văzându-te pe tine atât de luptătoare, atât de încrezătoare, atât de hotărâtă, atât de, cum să spun, conștientă de calitățile tale și de drumul pe care vrei să-l parcurgi și îl vei parcurge categoric, da? Cred că vor avea suficientă putere după această emisiune să iasă din starea în care sunt și de luni, mâine sunt Rusaliile, pogorârea Duhului Sfânt, o sărbătoare foarte mare de altfel. Și uite cum, poate nu este întâmplător că te-am invitat astăzi, poate nu este întâmplător înaintea unei asemenea sărbători. De luni se vor așeza din nou pe treabă și vor ieși din starea în care se află acum. Da, chiar aș vrea să spun că mâine voi avea un concurs la București în care trebuia să participe și cântăreața care a murit în incendiul de la Beirut.
ieri s-au împlinit 2 luni și este foarte dureros. Iar eu îi voi ține locul acolo. Lui și, Nicoleta Șarcani. Da, Nicoleta Cengher, Nicoleta Șarcani. Și îmi este foarte greu, deoarece știu că și era o voce foarte bună și chiar nu știu de ce Dumnezeu a vrut să ia sufletelul ăla atât de bun și atât de frumos. Era un copil deosebit și fratele ei la fel. Când am aflat vestea aceasta tragică, am izbucnit în plâns. Am zis, nu e adevărat, nu cred că a murit Nicoleta mea. Deoarece Nicoleta mi era practic ca o soră mai mare, mă iubea foarte mult. La spectacole, ea era prima care zicea da, nu spunea niciodată că nu pot sau... întotdeauna a dat curs invitației Crucii Roșii Constanța și chiar mi este foarte dor de ea și mă doare plecarea ei la ceruri. Tu știi, tu știi însă, pentru că tu trăiești într-o familie foarte credincioasă, că faptul că nu mai este printre noi nu înseamnă că nu ne mai ținem de mână, da? Înseamnă că ne ținem, dar într-un alt chip. Emisiunea de astăzi ne va rămâne tuturor în inimă mult timp. Am descoperit niște lucruri absolut superbe în sufletul tău. Misiunea ta va fi foarte grea, dar sunt convinsă că vei face în așa fel încât și Nicoleta din ceruri și noi toți de aici să fim foarte mândri de tine și fericiți că ești acolo. Din păcate, o să ne cam apropiem de final. Eu am aflat în cască faptul că s-a pregătit, s-a ales o melodie. Aș vrea să-mi spui și tu în acest moment ce melodie, la ce te-ai gândit, având în vedere spiritul românesc, uniunea dintre români. M-am gândit la piesa a lui Nelly Ciobanu de la Eurovision, Hora din Moldova. Aceeași piesă au pregătit-o colegii mei în regie pentru tine. Înainte de a, înainte de a te ruga să o interpretezi, o să ne luăm rămas bun. De la cei de acasă, aș vrea să-ți mulțumesc din tot sufletul pentru minunata lecție de viață pe care ne-ai oferit-o astăzi. Aș vrea ca nu numai copiii din Năvodar să ți se alăture, ci cei din întreg județul și într-un timp cât va vrea Dumnezeu de lung, poate foarte mulți din întreaga țară. În aceste acțiuni organizate de tine, de binefacere, îți doresc sănătate înainte de toate, mult succes în tot și să dea Dumnezeu ca dorința ta de armonie, de bunăstare, de întrajutorare, de milostenie și de credință să se transforme în realitate în casele tuturor celor de acasă, tuturor românilor. Denisa, eu am să te pup după ce se va termina emisiunea, deci nu o să rezist. Până atunci o să te rog să te pregătești să le oferi celor de acasă Hora din Moldova. Doamnelor, domnilor, pentru dumneavoastră, Denisa Luncan cu Hora din Moldova. Ghie, ghie, la, ghie la de la ne. Ghie, 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 la, ghie la de la ne. Dealuri peste voi duce vântul ora noastră, ceatră plină de văpăi revărsată peste zări.